După ce a fost numită focar de infecție și cel mai sadic stat cu proprii cetățeni, în România starea de alertă s-a prelungit cu încă 30 de zile. În acest sens, oamenii au părerile împărțite. În timp ce unii o consideră o necesitate, alții o privesc ca pe o adevărată exagerare. Hotărârea de guvern referitoare la prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 17 iulie 2020, pentru o perioadă de 30 de zile, a fost publicată joi în monitorul oficial. Acest lucru a fost un subiect foarte controversat pentru cetățenii României, chiar dacă mulți dintre ei cred în existența coronavirusului, nu li se pare credibil și numărul de îmbolnăviri. Ce părere aveți despre prelungirea stării de alertă? Era o necesitate sau nu? Nu știu, după părerea mea, în general, așa, cred că nu era. Mai degrabă era necesitatea de libertate, că toată lumea așa a dorit. Ne-a ținut în libertate, în alert, primat în urgență, după aia a făcut alertă și acum ne ține în continuu tot, tot, alert, alertă, alertă. Da. Un lucru e cert, oamenii nu mai vor izolare. Nu trebuie să ne oblige, să ne obligăm noi singuri, să vină din propria, propria inițiativă. Nu trebuie să ne lămurească. S-a dat o înștiințare, nu un ordin. Doamne, a intervenit cu tare. Feriți-vă! Trebuie să ne ferim. Despre legea carantinei și izolării, ce părere aveți? Nu mă știu cu izolarea, dar aceea cred că izolarea se face pe multe locuri... A România a intrat în stare de alertă în data de 15 mai după ce în precedentele două luni fusese în vigoare starea de urgență. Această prelungire a stării de alertă nu vine nici cu restricții noi, dar din nefericire nici cu măsuri noi de relaxare.